permisiunea lui Andrei Șerban, dacă se va ajunge la o prelungire de tiraj, am și prefață. Dar de asta nu e păcat să se piardă acest preț. Andrei știe ceva, da, să plecă în Toscana acum, după sesiunea de autor. Dar și o să scriu prima pagină din piesă. E aranjat, exact. Sever Voinescu, care iarăși ne-a făcut bucuria de a reveni ca lansator al preții. Mulțumesc! Sigur, îmi asum riscul, considerațiunile mele o să pară mărunte față de faptul de cultură pe care tocmai Andrei Șerban și Radu Paraschivescu vi l-au promis, adică o piesă de Radu Paraschivescu mondată în premieră absolută de Andrei Șerban. Eu am spus-o de fiecare dată, de câte ori sunt întrebat, că sunt un fan al lui Radu Paraschivescu, dar cred că până acum n-am avut ocazia să spun de ce. În general, dau fraza asta, lumea e mulțumită, el s-a emoționat un pic la început, a auzit-o de atâtea ori, acum lasă rece, dar n-am explicat niciodată. Trebuie să mărturisesc că mă impresionează și îmi stârnește admirația o anume polivalență a lui Radu Paraschivescu. El este, va să zică, scriitor de ficțiune, un scriitor excelent, este editor de carte, este traducător, este jurnalist, comentează sport, comentează, în bine, apucături ale vieții, moravurile românești și face de asemenea și o excelentă critică de televiziune. E bine, sunt aici alături de această carte pentru a-mi exprima admirația în plus față de o muncă pe care Radu o face cu o ardoare și cu o rigoare de om de știință. Radu cercetează de ani mulți nesimțire. Puțin o fac. Foarte mulți se referă la nesimțire, foarte mulți vehiculează cuvinte din jurul nesimțirii, mai toți o arătăm cu degetul, evident. Rar o arătăm cu degetul mare spre noi, cel mai mult o arătăm cu degetul arătător spre ceilalți. Dar Radu are această, sau și-a dezvoltat această, cum să zic, voluptate, pasiune, care deja capătă rigoarea unei metode științifice de a explora fenomenul nesimțirii. Această operă de cercetare a lui Radu începe, cred, cu 2006, cu faimosul Ghid al Nesimțitului, după care urmează cărți în șir, în care Radu se află, aș spune, în etapa linee. Adică inventariază fenomenul. Admit că este un fenomen extrem, extrem de vast. E bine, Radu, cu o putere de observație și cu o putere de sinteză extraordinară, inventariază fenomenul. Apar multe cărți ale lui, pe care el le-a denumit așa cumva, cum să spun, gingaș, simpatic, cărți cu perle, dar care sunt veritabile inventare ale nesimțirii. Eu aș pune această etapă a cercetării sub titlu unea dintre cărțile lui, care pe mine mă impresionează, îmi place la nebunie, ce muște pe parbrizul vieții noastre. După părerea mea, un titlu genial. Gândiți-vă, televizorul e parbrizul vieții noastre. Noi nu mai putem să privim înainte, noi nu mai putem să privim conducând acest automobil care viața noastră are, merge din ce în ce mai tare, pe curbe din ce în ce mai ascuțite, decât privind în parbriz. Altfel nu poți conduce, încă te duci în șanță. Parbrizul ăla e televizorul. Pe parbrizul ăla vin muște, insecte. Tu dai cu ștergătorul să se ducă și dai și cu, cum se cheamă, lichidul ăla de alea. Și ele nu se duc și tu dai și te vezi și mai vin și altele și mai vin și altele. Asta este etapa muște pe parbrizul vieții noastre și Radu mi se pare că a încheiat-o deja, pentru că această carte, Două mături stau de vorbă, este, îmi pare deja, o etapă superioară în cercetarea, o altă etapă în cercetarea nesimțirii. Nu m-am putut opri când am citit această carte, evident nu m-am putut opri din râs ca de obicei, dar nu m-am putut opri să nu fac mintea mea să nu se ducă spre un gând mai profund, care poate deja însoți în mod legitim această carte. Un gând al lui Eugen Ionescu. Știți că Eugen Ionescu a rămas în manuale drept părintele teatrului absurdului. Lui nu-i plăcea asta, teatrul absurdului. Și el spunea că el face teatru deriziunii. Apropo,
și Eugen Ionescu era un tip care detesta teatru. Știți faimoasa întâlnire? S-a întâlnit cu Brâncuș odată și Brâncuș l-a întrebat, cu ce te ocupi? Și el i-a spus, scriu piese. Și Brâncuș i-a spus, detest teatru. S-a exprimat chiar mai urât. Detest teatru. A care Ionescu i-a spus, spontan și eu. De-aia scriu piese. E, așa că, Radu, asta nu trebuie să fie un impediment, că nu-ți place teatru, să nu scrii teatru. Bun, revin. Prin urmare, teatru de viziune. Și Ionescu încearcă să explice ce sens existențial are teatrului. Și îmi spune așa, zice, am impresia că lumea asta în care trăim este o farsă pe care creatorul ne-o face. Asta e o idee un pic gnostică mai veche. Dar, zice, ce soluție ai când creatorul râde de tine, te pune mereu în situații în care tu cazi în nas, te duce pe drumuri unde te împiedici și tu te aștepți la ceva și altceva și el acolo undeva sus râde de tine. Zice, singura soluție, zice Ionescu, ca să faci față acestei chestii, este să râzi și tu. De ce? Pentru că dacă râzi și tu, asta te pune într-un fel de te pune pe aceeași undă, pe aceeași vibrație, cu intenția creatorului, lasă la o parte, îi dai și un semn clar că înțelegi ce vrea să-ți facă. Și atunci, evident că și el poate va intra într-un alt tip de relație cu tine. Prin urmare, râsul este soluția în fața absurdului, dacă vreți, farsei, dacă vreți. Bine, cu această carte în mână mi-am dat seama, încă o dată, că noi trăim o farsă. Toate lucrurile astea de pe parbrizul vieții noastre, și repet, n-avem cum să întoarcem capul la dreapta sau la stânga, trebuie să rămânem cu fața, cu privirea spre parbriz, toate lucrurile astea sunt de fapt o farsă. Și mie îmi place să văd această carte a lui Radu încheia asta. Dar trebuie să vă spun că nu sunt singurul și nu e numai așa. La lansarea pe care am avut-o la Cismigiu a fost alături de noi Tudor Chirilă. Și prietenul nostru Tudor a început să vorbească despre această carte într-o cu totul altă cheie. El a spus, dom'le, am citit această carte și m-am indignat. Mie mi se pare că această carte sintetizează motivele pentru care atitudinea de bun simț trebuie să fie indignată. Și pasul următor pe care trebuie să-l facem cu această carte în mână, zice Tudor, este să ne întrebăm unde am greșit. Pentru că dacă fenomenul are această amploare și noi, fiecare dintre noi, este de vină. Nu sunt de vină numai insectele, suntem și noi. Și el chema la o lectură, cum să spun, de genul acesta, extrem de critică, extrem de intransigentă, dură cu noi înșine și cu lumea, și mi-a spus că asta i-a stârnit lui cartea. Eu am fost mirat și am spus, uite, mie mi-a stârnit de pildă râsul și mi-a stârnit, această imagine a unei farse și m-a făcut evident să mă gândesc cum pot să reacționez mai corect, să reacționez sănătos la această fază. De ce v-am spus toate lucrurile astea? Pentru că vreau să înțelegeți că nu e o carte simplă, deși aparent este. Asta este una din acele cărți pe care le citești fără să respiri, nu mai lași din mână. Întâi pentru că cunoști toate personajele, în al doilea rând pentru că Radu îți spune despre ele lucruri pe care tu le intuiai, dar Radu le formulează extraordinar. Și cu această carte în mână, totuși, așa aparent că ușoară cum este, ai în față, până la urmă, aceste alternative de viață care sunt, cum să spun, sunt marca marii răscruci în orice viață. Te indignezi, ieși la luptă, cauți vinovații cu tine în frunte sau, din potrivă, râzi și încerci să practici acest gen de cordon sanitar între tine și imensa față care mi se joacă. Deci o carte mult mai profundă decât pare și de asta spun că această cercetare a nesimțirii îl duce pe Radu din ce în ce mai aproape de marile adevăruri ale vieții. Vă mulțumesc mult!